Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Putem să explicăm chestia cu alertele de cutremur, care au fost primite doar de un ieri. Odată, toată lumea ar putea să facă asta dacă se abonează pe Twitter sau pe Telegram la contul, sau dacă dă follow, cum se zice că nu e chestie de abonament, la contul Institutului Național de Fizică a Pământului. Problema e, și acolo vin astfel de alerte pentru cutremure care sunt mai mari, cred că, mă rog, sunt pe segmente de la 4 la 5 grade, peste 5 grade, nu știu cum. Sunt niște canale de-astea unde poți să dai follow și primești notificarea când îți dă mesaj. Okay. Problema e că notificarea aia, ea are sunet așa cum au și toate celelalte. Deci ar putea să nu o bagi în seamă, zici tu. Da. Ori dacă ai multe conturi pe care le urmărești, cum am eu, și m-au enervat sunetele, le-am tăiat sunetele la toate și cu asta basta. Deci nu poți să-mi bipăi telefonul. Deci e o notificare, ce ai tu pe Twitter și asta. Da, notificări, da. Notificări că ai primit un mesaj sau că de fapt cineva a dat un tweet sau a dat un nou mesaj pe Telegram. Dar, apropo de cei cu Android, ăsta este un sistem nou. Am aflat abia ieri că există, spre surprinderea noastră. Ieri, după cutremur, am început să vorbim și voi ne trimiteați cei cu telefoane Android. Păi da, mie mi-a spus, mie, la mine a fost avertizat. Și asta a fost foarte interesant. Ce Dumnezeului este chestia asta? Și am descoperit, am cercetat. Deci fiecare telefon cu Android funcționează și ca un mini seismometru. Nu foarte sofisticat, evident. Se bazează mai mult pe numărul mare, înțelegi? Pe numărul mare de obiecte care sunt pe piață. Sunt într-o anumită zonă. Smartphone-urile au accelerometre. În momentul în care multe telefoane mobile, smartphone-uri cu accelerometru, Android în cazul ăsta, dintr-o anumită zonă sesizează același tip de mișcare, atunci inteligența artificială concluzionează că ăsta ar putea să fie un cutremur. Și serverul respectiv, serverul Google în cazul ăsta, combină informațiile și încearcă, e fascinat, încearcă, e fabulos, da, într-o fracțiune de secundă să confirme dacă are loc într-adevăr un cutremur și după aceea software-ul respectiv trimite notificări. Sau atenționează și alți utilizatori aflați la anumite distanțe că ar putea să resimtă un cutremur într-un interval oarecare de timp. Și mi se pare extraordinar modul în care se dezvoltă asta. iPhone nu are acest sistem. Înțeleg că există posibilitatea să primești alerte de cutremur pe iPhone dacă ești în California, totuși. Așa că putem să ne mutăm și noi, iPhone-iștii, vai de capul. E singura opțiune să te muți în California? Acolo am citit că au, că ieri m-am apucat să studiez și acolo înțeleg că poți. Te-ai ofticată? Da, m-am ofticat. Pe de altă parte, știi, te întrebi. Bun, ok, primești o avertizare. O să vină un cutremur de 6 grade în 10 secunde. Te ajută sau nu? Adică ce faci? Asta voiam să întreb și eu. Dintre cei care au primit avertizarea asta ieri, a reușit cineva să reacționeze pe loc, da, și să facă ceva? Adică dacă ați stat la casă, ați ieșit din casă, sau dacă ați fost la bloc, ce ați făcut? V-ați dus sub tocul? La mine acasă e simplu. Adică atunci când am primit avertizarea de cutremur de 10 grade, primul, știți la ce mă refer, primul lucru pe care eram în living, în sfragerie. Și m-am ridicat și m-am dus să ies în grădină. Am făcut 3 pași, după aceea mi-am dat seama că 10 grade nu e în regulă, dar am rămas cu mâna pe clanță pentru orice eventualitate, știi? Dar acolo sunt 2 pași până ieși afară. Însă aici, de exemplu, în studioul nostru, dacă vine o avertizare de cutremur, nu-i n-am eu, ne trebuie un minut, 2 minute, ne trebuie să ieșim în fugă până reușim să ieșim. Poți să ieși, sunt ieșirile astea de siguranță și în 10 secunde, cine-i mai sprintă, da, iese. Și poți să te bagi sub masă? Eu, adică. Din clădire. Poți să te bagi sub masă? Eu, de exemplu... Sub masa asta nu m-aș băga. Da, nici eu n-aș risca. Mai rău face. Sub masa asta nu vezi nici când nu e cutremură. Bine, puteți să ne scrieți, că poate citim mai încolo, dacă ați reușit să reacționați. Adică dacă ați făcut ceva în timpul ăla de 10-15 secunde, astfel încât să vă fie ajutat. Sfatul e să adopți poziția de protecție, care este de obicei să te bagi sub un obiect care ar putea să te protejeze de bolovan, pietre, ceva, lucruri care cad din tavan. Evident că nu te protejează în cazul în care cade blocul. Dar dacă cumva cad din tavan bucăți de tencuială, da, sau, știi, să nu scadă în cap. De asta dacă e vorba de 6 grade și nu se întâmplă nimic gen cade blocul, poate te ajută. Poate nu scade altceva în cap. Da. Hai că vin mesaje de la oameni, să zice că a primit și el avertizare pe telefon, dar a crezut că e alarma și a mai dormit 15 minute. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.